Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Iată pentru început cele mai importante titluri ale jurnalului. Lăcustele au invadat orașul. Zonele cele mai afectate de insecte sunt spațiile verzi. Ce măsuri au luat administratorii firmei care se ocupă de zonele verzi ale Piteștiului? Aflați la știri. Au fost și încă mai sunt ceva probleme cu apa potabilă. Cum au intervenit reprezentanții ISU Argeș și ce sfaturi oferă autorităților locale, dar și localnicilor? Vă spun în câteva minute. Cel mai important eveniment sportiv al anului pentru Pitești se va desfășura în acest sfârșit de săptămână. Despre ce este vorba, vedeți la rubrica Sport. Spațiile verzi ale orașului sunt afectate de lăcuste. O invazie a insectelor originare din America le dă mari bătăi de cap autorităților locale în aceste zile. 2 hectare de verdeață sunt afectate de lăcuste, iar toate insecticidele folosite de firma care se ocupă de îngrijirea spațiilor verzi nu au dat roade. Locuitorii Piteștiului, dar și autoritățile locale sunt pe jar din cauza lăcustelor. Acestea distrug toate spațiile verzi. Prezența roiului de insecte provoacă și disconfort în rândul cetățenilor. Sunt niște fluturași care fabrică ceva cum e făina și din ei, uitați, larvele astea, din ăștia apar fluturașii. Uitați, din ăștia apar fluturașii și se depun pe frunze și fac ceva cum e făina și ăștia mănâncă frunzele și fluturașii ăștia, dacă se pun pe mână, ciupesc așa și se irită pielea. În fiecare seară găsim pe casă, cel puțin nu pot să lași ușa deschisă fără plasă, în țară că intră tot felul de cărcănii și... Chiar am avut o finuță în vizită în weekend și am mușcat-o ceva de ochișor și a ajuns până la spital, cu creme și cu toate astea. E și cal și... Aveți ceva plante atacate, distruse de ele? Da, trandafirii japonezi și toate astea sunt... Dăm soluții și degeaba nu se cunosc. Cum arată? Sunt micuți, așa, verzi, unele mai măricele, sunt diferite culori, mai multe. Și tratamentele aplicate nu au dat rezultate? Nu, acum am zis să luăm ceva de la farmacie veterinară să stropim noi prin curte, poate nu s-o mai așeza. Degeaba. Societatea care se ocupă de spațiile verzi din oraș a încercat toate soluțiile, dar fără rezultatul așteptat. Se pare că tratamentele aplicate, cu grad slab și moderat de toxicitate, nu au produs efecte și astfel am apelat la sprijinul unității fitosanitare Argeș pentru a ne ajuta și a aplica tratamente cu grad foarte toxic și extrem de toxic. E o invazie de lăcuste prin zone. Au venit să stropească cu... Da, au venit. Ce făceau mai precis? Ce... Păi, dădeau de șmecherie aia cu praful ăla ce beau ei. Dar ce crezi, că de la căldura asta foarte probabil, mare? Probabil, da. N-am auzit să fie mușcat nimeni pe aceea, dar... Dar afectează plantele? Aia da, probabil, nu știu. Afectează frunza plantelor și se usucă, ușor se usucă. În mare parte cam asta e problema cu ele, dar... N-ați mai văzut așa ceva? Nu, nu. Chiar de curând, anul ăsta chiar m-am mirat, că nu știam despre ce se întâmplă cu plantele, că se albesc. Toți vecinii se vaită. Sunt vecini care se vaită, într-adevăr. Cei care îngrijesc, cei de la partea care îngrijesc grădinile locurilor. Ei se vaită în mod special și noi. Probabil ca Nicolae să fie de vină, se pare de la asta? Nu cunosc astfel de aspect. Probabil că e cineva în măsură să... Dar cei de la... Au venit, seara vin și mai dau cu... praf pentru insecte, probabil că au stropit și niciun rezultat. De curând au stropit, dar nu se văd rezultatele chiar imediat, probabil că durează ceva și fiind și vremea așa cum e și acum foarte, foarte cald, posibil să dispară în timp. Așteptăm o ploaie. Lăcusta de origine nord-americană a apărut pentru prima dată în România în anul 2006, în Constanța. Au fost și încă mai sunt ceva probleme cu apa potabilă. Asta pentru că sunt și cetățeni care folosesc apa de băut pentru a-și uda grădinile. Din fericire, unde autoritățile locale nu au intervenit așa cum trebuie, a făcut-o ISU și reprezentanții inspectoratului le-au dat și câteva sfaturi, atât autorităților locale cât și sătenilor. Sunt însă și săteni care folosesc apa potabilă pentru a-și uda grădinile, în condițiile în care alții nu au pentru consumul propriu. Apa care este distribuită prin rețelele speciale este doar pentru consum domestic, consumul oamenilor și consumul animalelor. În niciun caz pentru executarea celor
activități de udare a grădinilor. Da, e foarte adevărat că fiecare cetățean vrea să-și păstreze grădina în bună stare, dar în asemenea perioade trebuie găsit o altă soluție. Și am stabilit și executat anumite chestiuni foarte interesante. Niciodată n-am trimis o mașină de pompieri cu girofarul pornit și cu stație radio pornită în care să îndemnăm cetățenii să-și facă anumite rezerve de apă. De când ne știm și din totdeauna, apa de ploaie era colectată de către gospodarii satelor. Nu se mai practică așa ceva. Ați văzut că pe dealuri sunt anumite lacuri, fostele lacuri. Sunt pline de ce? De păpuriși. Nu-l mai curăță nimeni. Și efectiv am îndemnat lumea să reia vechile activități. Din fericire, în ceea ce privește barajele și lacurile de acumulare din subordinea Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea, nu sunt probleme. Programul de exploatare a lacurilor este un program normal. Valorile, debitele uzinate și volumul de stocare în aceste lacuri sunt corespunzătoare programului normal de funcționare a acestora. Nu avem probleme din măsurătorile noastre, nu vom avea probleme în perioada următoare. Nu vom avea probleme privind alimentarea cu apă din sursele de suprafață. Specialiștii au însă și vești mai bune. Vremea caniculară nu va mai dura decât astăzi. De vineri, temperaturile vor scădea chiar și cu 10 grade Celsius și vom avea și ceva ploi. Val de apeluri la serviciul de ambulanță Argeș. Peste 1000 de argeșeni au cerut ajutorul medicilor din cauza căldurii excesive și nu numai. Acest lucru înseamnă în jur de 250 de apeluri pe zi și vorbim doar de zilele toride. Medicii de la ambulanță nu-și fac însă probleme pentru că numărul cazurilor nu a crescut foarte mult față de o perioadă obișnuită. Mai mult, doctorii au luat și măsuri speciale pentru a eficientiza intervențiile. S-au înregistrat un număr de 1165 de solicitări, aceasta însemnând o medie de 230 de urgențe pe 24 de ore, o medie care nu ne sperie, este un număr obișnuit pentru o tură la serviciul de ambulanță. Pentru o mai bună coordonare a activității, am desemnat două echipe care să monitorizeze activitatea Serviciului Județean de Ambulanță Argeș, atât la nivelul compartimentului de asistență medicală de urgență, cât și la nivelul compartimentului de consultații la domiciliu și transport medical neasistat. Practica a devenit o metodă tot mai utilizată de agenții economici de pe piața muncii înainte de a angaja tineri. Și Universitatea din Pitești sare în ajutorul studenților în acest sens. Aceștia vor beneficia de stagii de practică la câțiva agenți economici din Pitești pentru dobândirea abilităților necesare în efectuarea muncii. Implicarea studenților va fi răsplătită pe măsură. 900 de lei primind fiecare student care urmează stagiul de practică. Proiectul intitulat Practica, primul pas în carieră, inițiat de Universitatea din Pitești, se va desfășura pe o perioadă de 6 luni. La proiect pot participa studenții din primul an de studii de licență din cadrul Facultății de Științe Economice. Universitatea din Pitești implementează, începând cu data de 1 iulie, un nou proiect prin fonduri europene, cofinanțat din Fondul Social European, prin programul sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Are o durată de 6 luni, se va încheia în data 31 decembrie, anul acesta. Bineînțeles că beneficiarii vor fi studenții noștri. Grupul țintă, format din 250 de studenți ai Facultății de Științe Economice, înmatriculați în primul an de studiu, de licență. Un avantaj și o premieră ar fi în aceste proiecte că pentru prima dată beneficiază atât studenții care acum sunt anul întâi, adică anul universitar 2014-2015, cât și cei care vor fi anul întâi de studii de licență, anul universitar 2015-2016. Studenții care se înscriu la acest proiect beneficiază de stagii de practică la diferiți agenți economici din oraș. Pe lângă experiența dobândită în diferite domenii, practicanții vor fi remunerați și cu o sumă de 900 de lei, dar vor avea și alte beneficii. Vor beneficia de stagii de practică plătite. Noi vom avea foarte multe protocoale semnate cu acorduri cu agenții economici importanți din județul Argeș. Înainte de a participa, de a parcurge stagiile de practică, vor fi consiliați în acest sens. Ei vor fi ajutați să-și găsească care le sunt abilitățile, ce ar fi foarte indicat să facă, în așa fel încât noi să le facilităm inserția pe piața muncii. Studenții beneficiază de stagii de practică plătite, o sumă deloc neglijabilă de 900 de lei pe stagiu de practică. Pentru facultatea
Facultatea de Științe Economice, proiectele care vizează practica studenților sunt foarte importante. Importante de ce? Pentru că le oferă absolvenților noștri o șansă în plus pe piața forței de muncă. Această șansă este una reală. Am făcut parte din comisiile de finalizare a studiilor la programele de studii de masterat în domeniul finanțe și cu mare bucurie am observat că toți absolvenții noștri sunt angajați și au găsit un loc pe piața forței de muncă. De asemenea, tinerii care își duc la bun sfârșit activitatea din cadrul organizației unde fac practică vor fi răsplătiți și cu premii. Totodată vor beneficia de premii, care la fel sunt foarte importante. Premiile acestea vor fi ca urmare a efectuării unor lucrări de specialitate care să răspundă cerințelor, problemelor pe care le identificăm în cadrul firmelor unde își vor satisface stagiul de practică. Foarte mulți copii profită de vacanța de vară și merg la bunici unde se relaxează alături de prieteni. Din păcate, sunt însă copii care nu au parte de dragostea părintească sau a bunicilor. Sunt copiii instituționalizați care beneficiază de dragostea autorităților. Reprezentanții Direcției Copilului încearcă să suplinească simțul părintesc prin organizarea de excursii și de alte evenimente de care să se bucure copiii în perioada vacanței de vară. M-aș rezuma la câteva activități de bază, adică spunem tabără, excursie, drumeție, picnicuri și activități de tot felul atunci când ele se desfășoară în interiorul instituțiilor. O parte din copiii instituționalizați își vor petrece vacanța în familie, deci există și această categorie de copii. La munte, la mare, la piscine, la picnicuri sau, de ce nu, la zoo, au fost câteva dintre distracțiile preferate ale copiilor din centrele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Au participat chiar și la zilele orașului Câmpul Lung, care au avut loc în urmă cu 2 săptămâni. Majoritatea centrelor au organizat activități de genul acesta și excursii, deci nu numai tabere, că, de exemplu, cei de la Câmpul Lung au fost plecați într-o excursie pe ruta Câmpul Lung, predea Târgoviște, Câmpul Lung, sau au făcut drumeție pe dealul Mățău. Sau... Deci sunt scoși, lucrurile se mișcă. Mai cu seamă că și vremea în perioada asta a permis, a fost cald, a fost frumos și s-a profitat de acest lucru. Da, au profitat de vremea de afară și mai sunt încă multe activități de vacanță la care copiii instituționalizați vor participa. Cei care nu au avut parte de ieșiri și au rămas în centre s-au ocupat de alte activități extrașcolare și recreative pentru a-și ocupa timpul. Sâmbătă și duminică va avea loc ediția cu numărul 74 a Balcaniadei de atletism pentru seniori, concursul urmând să fie găzduit de pista de atletism din complexul sportiv Nicolae Dobrin. Municipalitatea, prin vocea primarului interimar Cornel Ionica, a dat asigurări că această competiție va beneficia de o organizare pe măsură. Cel mai important eveniment sportiv al anului pentru PITE se va derula sâmbătă și duminică pe stadionul Nicolae Dobrin. Este vorba despre campionatul balcanic de atletism, aflat la ediția cu numărul 74. Participă sportivi din 16 țări, inclusiv România. La sfârșitul acestei săptămâni va avea loc la Pitești un eveniment foarte, foarte mare și onorant pentru municipiul Pitești, în sensul că se vor desfășura campionatele balcanice de atletism la Pitești. Organizatorii au programat sâmbătă, cu începere de la ora 19, un recital Connector, urmat de alte 2 momente artistice în interpretarea fanfarei Teatrului Davila și a unui ansamblu folcloric. Sâmbătă seara, cu începere de la ora 20:15, are loc ceremonia de deschidere, urmată de competiția propriu-zisă. Duminică, cu începere de la ora 17:30, iubitorii atletismului pot urmări probele din ultima zi a Balcaniadei. Suntem în parteneriat cu Federația Română de Atletism, Ministerul Sportului și sperăm să fie o reușită. Facem toate eforturile pentru ca pe stadion, la această manifestare, să ajungă cât mai mulți cetățeni. Vom depune toate eforturile pentru a-i informa și în paralel cu competiția, sau mai bine zis, în partea de deschidere, sâmbătă seara, vor avea loc și manifestări cultural-artistice. Artistice în sensul de
în sensul că are loc un concert care credem că se adresează în principal tinerilor sau iubitorilor de genul respectiv de muzică. Este vorba de, va fi prezent la acest concert Connector. Pe lângă faptul că este un bun prilej de verificare înaintea mondialului din China, la Balcaniada de la Pitești vor fi oferite și premii în bani celor care vor obține performanțe pe măsură. Câmpul Lungul va avea și noul sezon competițional echipă de fotbal în Liga 3-a, deși la sfârșitul precedentei ediții, CN Dinicu Golescu retrogradase în Liga 4-a. Oficialii grupării mușcelene au mers la Federația Română de Fotbal și au făcut o cerere de înscriere în acest eșalon. Forul condus de președintele Răzvan Burleanu a fost de acord cu cerința argeșenilor, iar FRF va anunța oficial în scurt timp revenirea mușcelenilor. Antrenorul principal al Colegiului Național, Dinicu Golescu, răsuflă ușurat după decizia luată de FRF de reprimirea echipei în Liga 3-a. Oficialii mușcelene au avut totuși mari emoții, mai ales că nu au știut cum să înscrie echipa pe Dinicu Golescu sau pe denumirea pe care și-o doresc mușcelul 2015 Câmpul Lung. Mușcelenii testează în aceste zile mai mulți jucători. Sub conducerea lui Ovidiu Tică se pregătesc Turnescu, Sandulescu de la FCM Târgoviște, un fundaș central de la CSM Vâlcea, Ovidiu Stan și Drăgan, care a evoluat la CSM Pitești. În lotul mușcelenilor a revenit și portarul Tănase. Oficialii argeșenilor își doresc să întărească lotul și cu câțiva jucători de la CSM Ioveni. Antrenorul Ovidiu Tică așteaptă întoarcerea argeșenilor din cantonamentul de la Cheile Grădiștei pentru a vedea ce jucători va opri Claudiu Niculescu și la cine va renunța. Deși luni, după ședința Comitetului Executiv, FRF a anunțat că seria a treia, Ligii a treia, din care face parte CSM Pitești și Athletic Bradu, are 16 echipe, la o zi distanță, numărul acestora s-a redus. ACS Metropolitan Ișalnița și CS Vișina 9 au anunțat FRF că se retrag din competiție din cauza problemelor financiare cu care se confruntă de ceva vreme. În locul celor două echipe care s-au retras a fost primită Colegiul Național Dinicu Golescu Câmpul Lung. Rămâne de văzut dacă vom mai asista și la alte abandonuri, având în vedere că ieri a fost termenul limită anunțat de Burleanu pentru echipele din ligile a doua și a treia, care erau obligate să anunțe dacă au sau nu resurse financiare. Președintele FRF a anunțat pe reprezentanții cluburilor că o eventuală retragere pe timpul campionatului va duce la retrogradarea în Liga 5-a. Doamnelor, domnilor, punem punct aici Observatorului Local. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine. La revedere!